Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Angela Zaharova și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Așa cum este. Judecătorii moldoveni se bucură de încrederea a unuia din cinci moldoveni. În timp ce suntem în așteptarea unui nou guvern la Chișinău, vom discuta astăzi despre cum stau lucrurile în sistemul judiciar, care sunt cele mai sensibile probleme despre care ne atenționează și Uniunea Europeană și când noi, cetățenii Republicii Moldova, în ce condiții vom putea merge cu încredere în instanțele de judecată. Invitatul emisiunii de azi este Viorel Pârvan, expert juridic la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, IDIS Viitorul. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Am invitat la această emisiune și pe președintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Victor Micu, care din păcate n-a reușit să ajungă la această emisiune, dar ne-a promis că va reveni la una din următoarele ediții. Mai târziu vom discuta și cu judecătorul Igor Negrean. Este ceea ce ne aduce realitatea la pachet cu sărăcia, corupția și toate consecințele care reiese din problemele în acest sector. Reforma sectorului justiției este cea mai sensibilă restanță pe care Uniunea Europeană ne-o atenționează de multă vreme. S-a recurs și la înjumătățirea banilor care se dau pentru reforma justiției. S-a recurs chiar și la sistarea finanțării în acest domeniu. Cum se vede reforma la etapa actuală, reforma justiției în Republica Moldova? De la început vreau să spun că Republica Moldova, noi am semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană în 2014, intrat în vigoare în 2016. Pentru a implementa acest acord a elaborat o agendă de asociere în care sunt stabilite prioritățile. Acum avem prioritățile pe 2017-2019 și una din priorități este anume reforma sectorului justiției. Acolo sunt prevăzute în această agendă ce acțiuni de reformă trebuie să efectueze guvernarea Republicii Moldova pentru a avea un sistem judiciar independent, eficient, unde vor accede doar cei profesioniști pe merit și fiecare cetățean va avea încredere în acest sistem judiciar. Acestea sunt cele mai esențiale, să zic, promisiuni sau responsabilități. Și le-a asumat guvernarea Republicii Moldova. Ce se întâmplă de fapt, în realitate, pe aceste segmente? La nivel național, guvernarea a elaborat și ea anumite acte, după care se conducă pentru a încerca să redreseze situația în acest sistem. Avem un plan național de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere, care prevăd ce reforme trebuie să fie efectuate, ce modificări în legi trebuie să fie produse pentru a îmbunătăți situația în domeniul justiției și a șterge din imaginea care este destul de patată în acest sector. Noi am avut o reformă amplă în justiție 2011-2016. La finele acestei reforme, chiar guvernarea a menționat faptul care au declarat că reforma a eșuat. Și scopul ea nu și l-a atins. În continuare avem un sector al justiției netransparent, neeficient. Persoanele, cetățenii nu au încredere în justiție. În justiție acced judecători care nu totdeauna sunt cei mai buni. Și atunci, recunoscând acest eșec, Ministerul Justiției a venit cu o inițiativă să elaboreze așa numită mica reformă a justiției, undeva a focusat cele mai importante direcții care ar trebui urgent de întreprins pentru a redresa situația, a îmbunătăți imaginea sectorului și poate a arăta și că reformele se petrec și poate a obține acei bani care au fost stopați în finanțările din Uniunea Europeană. Dar totodată alți experți consideră că nu ar fi cazul să neglijăm și unele succese, ca să zic așa, în cadrul acestei mici reforme. Da, mica reformă ea are 8 direcții. Este vorba de evaluarea integrității corpului judecătoresc, este vorba despre independența sectorului justiției, este vorba despre eficiență, este vorba despre responsabilizare, harta instanțelor judiciare care au fost comasate în toată țara, este vorba și de alte reforme ca a curții constituționale, a avocaturii. Dacă luăm fiecare în parte, sub anumite aspecte au fost și anumite rezultate pozitive.
Spre exemplu, reforma prevede ca să fie elaborat un astfel de cadru normativ în care când se vor selecta judecătorii, candidații la funcția de judecător, să acceadă cei care au obținut cel mai mare punctaj în cadrul evaluării care se petrece de niște colegi specializate. Până acum se făceau interviuri, se puneau punctaj, dar în final, în funcții, mergeau persoanele cu un punctaj mai mic. Și Uniunea Europeană a tras atenția că nu este posibil, atunci se denaturează întreg sistemul de meritocrație, când trebuie să ajungă cei mai buni. Dacă din start se admite... Da. Și atunci cumva s-a încercat, a fost adoptat o lege, la sfârșitul 2018, prin care s-a schimbat și s-a inclus în lege obligația de a ține cont de punctaj și dependență de punctaj se accede în funcția de judecător când se ivește o funcție vacantă. Sunt exemple nu prea fericite. De aceea se creează impresia că parcă se fac eforturi pentru Republica Moldova, ar fi o diferență mare dacă să comparăm, de exemplu, cu acum 10 ani ce era în sistemul judiciar. Dar, pe de altă parte, cetățeanul nu simte eficiența acestor mișcări în justiție. Nu simte rezultat, nu simte că s-a schimbat atitudinea față de și calitatea actului în justiție. Acesta este și paradoxul. Dacă să ne uităm, reforma cea din 2011-2016, practic a schimbat din temelii tot sistemul, legile au fost schimbate, adoptate noi legi, instrumente noi, dar rezultatele nu prea se văd. Și apare întrebarea de ce se întâmpla acest lucru. Există opinii că reformele sunt bune, acțiunile sunt bune, dar ele fie nu se implementează adecvat, fie... Se aplică parțial, nu se merge până la capăt. Se adoptă unele modificări în legislație, dar nu se adoptă altele care ar duce la eficiența acestor reforme. Este lipsă de voință politică sau este o incapacitate, o pregătire insuficientă a celor care se ocupă de această reformă? De ce se fac unii pași pe jumătate, alții cu întârziere? Alții deloc. Da, cred că sunt mai mulți factori, inclusiv ce ai menționat dumneavoastră, este și o influență politică sau o nedorință politică. La acest aspect a fost făcute remarci de către Uniunea Europeană și rapoartele sale, cum se implementează acordul de asociere și s-a spus că trebuie să fie delimitat politicul de justiție. Este și o rezistență internă a corpului judecătoresc care se opun acestor schimbări. Și atunci, chiar dacă au fost schimbați circa 30% din toți judecătorii, au rămas cei care dar iarăși paradox, de ce să te opui unei reforme care poate să aducă o calitate și o prestație mai bună și a judecătorului și imaginea judecătorului? Da, nu vorbim de despre toți judecătorii, dar rezistență? Este o rezistență a unui anumit cerc de persoane care probabil a fost bine deprinși cu actualul sistem care le acordă mai multe posibilități sau libertăți. Noile legislații cumva le vor restrânge. Vor fi monitorizați, evaluați permanent sub lupa organelor care stau deasupra judecătorilor. Nu și-ar prea dori. Nu și-ar dori acest lucru. Să iasă din zona de confort. Da. Dar dacă vorbim mai concret despre evaluarea performanțelor judecătorilor, care sunt, dacă ați constatat, care sunt diferențele din ceea ce se raportează și realitatea, de fapt? Care sunt diferențele din ceea ce a fost promis pe hârtie, cum se spune, și realitatea pe care o constatăm? Dacă vorbim per general, noi am constatat la o analiză așa incipientă că se raportează succese în implementarea agendei de asociere. Chiar Ministerul de Externe a menționat că 75% din tot ce s-a planificat pentru sectorul justiției a fost deja implementat. În timp ce Uniunea Europeană vede... Uniunea Europeană vede în altfel. Nicio treime. Societatea civilă au rapoarte paralele prin care spun că nicio treime nu s-a realizat. Și atunci vedem cândva ceea ce se raportează nu
corespunde cu ceea ce este în realitate. Și cu ceea ce simte cetățeanul. Ce simte cetățeanul. Că a fost efectuat un sondaj. Interesant este că s-a efectuat asupra persoanelor care sunt în sistem. Avocați, executori, care sunt în mediere, arbitraj, care cunosc sistemul din interior și rezultatele au arătat că 80% din ei consideră sistemul netransparent sau nu au încredere în acest sistem sau 75% consideră că în acest sistem există pe larg fenomenul corupției. Atunci ce crede cetățeanul simplu? Dacă profesioniștii, văd din interior ce se întâmplă. Și ce ar trebui să ne alarmeze în această situație? Ce ar trebui statul să guvernarea? Deci, dacă vorbim despre recomandările Uniunii Europene și ceea ce văd experții noștri, de locali, naționali, ce ar trebui să țină cont, în primul rând, dacă vorbim de valoarea performanțelor judecătorilor? Pe urmă să vorbim și despre integritate. În reformă, chiar și în mica reformă a justiției. Cum să facem ca să avem în sistem acei judecători care nu se vor teme de reforme, vor merge odată cu reformele și vor accepta, de fapt, aceste reforme? Dacă se vor implementa eficient toate mecanismele care le prevăd chiar și acea mică reformă a justiției sau alte acțiuni de reformă. Sunt instrumente care stabilesc expres când un candidat la funcție de judecător trebuie să corespundă anumitor cerințe, trebuie să treacă la Institutul Național de Justiție, să absolve acest institut, când accedă în funcție, iarăși punctajul obținut de aceștia trebuie să fie un punctaj mare. Sunt verificați declarațiile de avere personale în cazul când sunt anumite neconcordanțe sau se constată anumite conflicte de interese, atunci intervine autoritatea, ANIU, care verifică. Dacă toate aceste instrumente ar funcționa, atunci în sistem ar accede doar acei judecători care merită. Putem să spunem că legislația de fapt ne permite acest lucru, dar nu există, nu se aplică la modul corespunzător. Legislația conține anumite instrumente care ne-ar permite. Unele instrumente nu există sau au fost, spre exemplu, anulate, ca, spre exemplu, instrumentul de verificare a candidaților la funcția de judecător, trecutul lor. Acest instrument, de exemplu, a fost anulat de către Curtea Constituțională și atunci judecătorii nu mai sunt verificați care este trecutul lor, dacă sunt anumite... În timp ce statele din Europeană aplică și lustrația. Da, și lustrația. Sau același poligraf care ați menționat la început, care el în 2015 nu se aplică. Și atunci sunt instrumente, dar nu funcționează. Aceeași situație și în evaluarea... Exact aceeași situație în evaluarea integrității judecătorilor, da, și procurorilor. Da? Ca să vedem din câți judecători au trecut pe la poligraf. Chiar am realizat un reportaj special la această temă, la 10 ani de aplicare a legii poligrafului în Republica Moldova. Și noi nu am găsit un judecător care a trecut pe la poligraf. E dincolo de cei candidați care au fost testați pentru ANI. Da. Și acolo a fost scandal și acolo a fost opinii contradictorii și privind aplicarea și privind, în general, necesitatea acestui test. Da, într-adevăr. Și mai este și alt instrument. Spre exemplu, cea verificarea declarațiilor de avere. În total avem peste 50.000 de declarații completate de către funcționari publici, judecători, procurori. Și atunci ANI, ca instituție, nu are capacitate, nu are personal îndeajuns pentru a verifica toate aceste declarații, a analiza atent și de a lua măsuri în caz când depistează anumite neconcordanțe. Și atunci avem judecători care răspund presei la întrebările despre averile lor, foarte simplu. Donații de la rude, câștig de la nuntă. Trebuie să funcționeze instrumentele care deja există. Să funcționeze adecvat Agenția Națională de Integritate,
cu tot ce privește legea, deoarece a fost tot un pachet de integritate în 2016, cu mai multe legi, modificări legislației, legi integre, care stabilesc tot acest mecanism. El nu este funcțional. Vorbim despre testarea, această testare. Deci nu este unicul instrument și poate nu este chiar primul instrument care ar trebui aplicat, dar atunci când am întrebat Consiliul Superior al Magistraturii de ce niciun judecător la această etapă nu a fost testat înainte de a intra în funcție, domnul Micu ne-a spus că este vorba și de o problemă financiară, insuficiența surselor pentru a asigura un poligraf, un poligrafolog sau mai mulți pentru judecători aparte, ori nu ar fi normal ca ei să fie supuși testării în altă instituție, așa cum și legea, de fapt, prevede. Și atunci ne trezim în situația în care, de fapt, legi avem și instrumente avem, poate pe alocuri nu ne ajung mecanisme ca să ne asigurăm că este aplicat. Dar dacă este dorință și voință politică, ar putea fi aplicate acele instrumente care sunt și să ieșim cu niște rezultate mult mai bune, ca să nu vorbim de sistări, pentru că deja simțim această atitudine a Uniunii Europene față de ceea ce, de nerezultatele, de fapt, care le avem. Într-adevăr, anume aceste momente își ne creează impresia că nu se dorește să realizeze până la capăt reforma. Și din acest aspect avem și aceste reproșuri de la Uniunea Europeană. Și chiar Uniunea Europeană foarte atent monitorizează și orice caz care este raportat, cum lucrează justiția, toate rapoartele. Și toate aceste recomandări sunt incluse și sunt aduse la cunoștință guvernanților. Respectiv, aceasta este și probabil și răspunsul nostru. Nu se dorește. Problemele se cunosc, instrumente sunt, dar nu se finalizează. Înseamnă că probabil nu se dorește finalizarea acestor reforme. Nu știu dacă există vreo țară în parteneriatul estic unde diplomația ar fi ajuns în situația să declare deschis că reforma justiției este așteptată, să fie rugați guvernanții ca să-și onoreze obligațiunile, de fapt, pentru că e vorba de un acord internațional pe care tare mult ni l-am dorit și l-au dorit anume politicienii care guvernează, inclusiv și politicienii care ne guvernează azi. Spuneați că dacă profesioniștii din domeniul justiției evaluează situația ca una și această reformă ca una eșuată, inclusiv și miniștrii, da, la nivel de stat au declarat că această reformă a eșuat. Și dacă constatăm că și voință politică nu avem, nu este pentru a mișca lucrurile într-o direcție corectă, atunci cetățenii s-ar întreba ce rost mai are și această discuție între mine și dumneavoastră. Aici vreau să ne spuneți, în cazul în care am sta astăzi, s-a creat guvernul, da? Suntem într-o incertitudine post-electorală la acest moment, dar dacă în curând ar fi creat un nou guvern, care totuși ar fi acele priorități cheie pe care ar trebui să se axeze noul guvern pentru cel puțin a redobândi această încredere din partea partenerilor externi de dezvoltare? De la început aș vrea să spun că noi, ca societate civilă, efectuând anumite analize, evaluări independente, rapoarte, scopul nostru e anume de a face anumite presiuni și de a aduce cu dată la cunoștință că guvernarea are responsabilitatea de a implementa reformele și de a angajamentele care le-a asumat în acordul de asociere. Iar în ce privește care acțiuni ar trebui să fie efectuate de către guvernare, ele de fapt sunt deja stabilite pe hârtie. Avem dacă începem din 2011-2016, avem reforma justiției cu plan de acțiuni. Acele acțiuni care nu s-au realizat, de realizat în continuare, depus într-un document unic, o parte din ele au fost puse în planul național de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere și o parte din ele avem în reforma mică a justiției. Undeva aveam prea multe, poate, documente care sau se succed unul după altul.
recomandarea și a Uniunii Europene este de a continua acea reformă din 2011-2016, de a reiniția acea reformă, de a avea un document unic. Și probabil guvernarea ar trebui să stea să analizeze toate acțiunile care nu s-au realizat, toate acțiunile care s-au realizat, dar nu și-au atins scopul, efectul, și să întreprindă acțiunile pentru a le realiza, a le implementa. Și nu... Și este necesar ca aceste acțiuni să nu se realizeze într-un termen foarte mare. Trebuie urgent de întreprins măsurile și acțiunile care se cer. În ultima perioadă nu prea am asistat la declarații anume pe acest segment, ori că a fost an electoral, ori și preelectoral, vorbim și de 2018 în principiu. Dumneavoastră, deci și experții, colegii dumneavoastră, cum apreciază această stagnare? Este vorba de o stagnare în reforma justiției acum? Noi evaluând... Lucrurile s-au oprit după aceste declarații între Chișinău și Uniunea Europeană sau lent continuă această reformă? Această reformă foarte lent continuă. Chiar primele analize care s-au efectuat pe anul trecut, 2018, am depistat doar câteva inițiative legislative care la sfârșit de an 2018 care cumva au încercat să îmbunătățească cadrul legal. În 2019 nu avem nicio inițiativă legislativă, că a fost o stagnare, acum Parlament nu avem, iarăși nu avem nicio inițiativă. Respectiv, putem spune că reforma s-a stopat. Noi am încercat să solicităm informații și de la Ministerul Justiției, prin care am vrut să vedem la ce etapă se află această reformă, ce acțiuni s-au realizat, ce acțiuni nu s-au realizat și din ce motiv, ce dificultăți se întâmplă în realizarea acestor acțiuni. Spre regret, Ministerul Justiției nu ne-a oferit aceste informații. Nu există o asemenea analiză la minister? Ei nu au astfel de analiză. Au spus că tot ce este deja public pe paginile web a Ministerului sau pe alte pagini web și dacă ne interesează să accesăm aceste pagini web. Și atunci, neavând o analiză, neștiind, în afară de faptul că reforma s-a stopat, dar nici nu știm, guvernarea probabil nici nu știe dacă și-a atins scopul ceea ce s-a implementat și până acum. Și atunci suntem într-adevăr într-un impas și aceasta se răsfrânge asupra percepției cetățenilor, asupra vieții noastre zi cu zi. Dar ce toți și inclusiv și despre banii care au fost investiți în această reformă de atâția ani, banii care au venit și din Uniunea Europeană. De asemenea, se declară diferite cifre. Unii includ și asistența, alții includ doar banii. Deci, dumneavoastră ați putut obține în urma analizei o cifră pe care să ne spună că, uite, ne-a costat atâta această reformă până în prezent. Pe regret, la fel, vehiculăm doar cu cifrele care le aflăm din surse indirecte, din presă. Am solicitat astfel de informații de la minister, nu am obținut informația. Pe motiv că? Au fost câteva motive. Primul motiv a fost că informația poate fi orice informație poate fi accesată pagina web, dar pagina web nu sunt astfel de informații. Sau, dacă avem nevoie de informații suplimentare și o analiză mai amplă, atunci am putea contracta ministerul să ne facă o evaluare și o analiză. O analiză care ar trebui să o facă din oficiu, conform prevederilor legale și responsabilităților care le are ministerul. În această situație, despre care transparență mai putem vorbi? Și apare întrebarea, dacă calitatea reformelor, de fapt, așa ni se spune, așa spun și experții și partenerii, spun că depinde și de calitatea, de prestația politicului, pentru că guvernarea o asigură aceste reforme. În această situație și cu concluziile la care am ajuns, dumneavoastră, în opinia dumneavoastră, este posibilă o reformă a justiției de succes cu actuala elită politică a Republicii Moldova? Îmi este greu să mă expun. Din ceea ce observăm, vedem că cel puțin precedenta guvernare nu și-a dus până la capăt promisiunile și nu a realizat acele acțiuni de reformare a justiției care le solicită și Uniunea Europeană. Actuala guvernare încă nu o avem. Noi sperăm că actuala guvernare va atrage atenția și totuși se va ține de cuvânt.
dar avem doar, noi ca societate civilă, avem doar instrumente așa, mai fine de a face presiune, de a duce la cunoștință publicului, de a mediatiza, de a face rapoarte, analize. Altă soluție nu avem. Dar dacă nu există factor politic, dorința politică, atunci reforma este sortită. Nimic nu acolo, e. Da. Cu ce s-ar putea termina aceasta? Dacă se creează un nou guvern și se continuă pe aceeași, în același ritm, în același stil de abordare a problemei, reforma justiției să stagneze în continuare, la ce putem să ne așteptăm? Unde se duce sistemul judiciar? Bine, guvernarea cunoaște toate aceste consecințe, la ce se poate ajunge. Probabil și-au asumat cumva aceste consecințe. Consecințele pot fi de diferită natură. În primul rând, vom suferi noi ca cetățeni, deoarece vom interacționa cu sistemul, acest sistem imperfect. Va suferi imaginea țării. Moldova nu va beneficia de anumite finanțări, programe din partea Uniunii Europene, deoarece nu realizăm ceea ce ne-am asumat. Și multe alte consecințe. Sectorul justiției probabil este un sector poate cel mai important care cumva interacționează cu toate sistemele. Nu poți să ai o economie dacă în justiție nu poți să-ți aperi dreptul când un organ de stat pune presiune asupra ta sau abuz. La fel este și în sectorul... Și dacă justiția nu scapă de corupție, ce să mai vorbim de celelalte domenii? Unde să mergi în altă instanță mai sus decât justiția? Așa. În această situație, concluziile le aparțin și cetățenilor ca să înțeleagă despre această reformă, cum derulează și încotro merge. Rămâne să așteptăm să vedem ce priorități își va pune guvernul nou, vom auzi în Parlament, dar care este starea de spirit în mediul judecătorilor. Am încercat să aflăm acest lucru de la judecătorul Igor Negrean, judecător din instanța din Rezina, care va veni în această seară la Așa Cum Este. Rămâneți aici! Am revenit în studio, suntem la Așa Cum Este și discutăm despre cum e să fii judecător în raion și cum se vede reforma justiției de jos în sus. Discutăm despre aceasta în această seară cu Igor Negreanu, judecător la judecătoria Orhei, cu sediul în Rezina. Domnule Negreanu, bună seara și bine ați venit! Bună seara! Ați venit în studio imediat după o ședință. Cum se vede această reformă a justiției despre care se vorbește foarte mult și la nivel național și la nivel internațional? Suntem deja atenționați și despre unele probleme pe segmentul reformei justiției. Cum se vede această reformă de jos în sus, din fotoliul unui judecător din raion? O să încerc să fiu obiectiv și să vă redau o constatare. A mea personal, bineînțeles, nu prea văd că se face cu adevărat o reformă în justiție. Aceasta este opinia mea personală și cred că despre acest fapt vorbesc mai multe lucruri. Dar ar trebui să începem cu faptul că în zadar a fost blocată și finanțarea externă care era destinată reformei justiției. Dar am vorbit anterior cu experții despre aceste promisiuni care au fost lansate chiar și în acordul de asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, despre restanțele care ne-au fost semnalate. Sigur că într-o emisiune este foarte puțin timp să acoperi toate segmentele sistemului și justiției în general. Dar nouă ne este acum mai interesant să aflăm de la dumneavoastră cum este să fii judecător în raion. Nu știu care este starea de spirit pe țară, dar dacă vorbim de situația de la noi din raion, nu suntem într-o lumină foarte bună, mă refer la ce ține de încărcătura instanței, ce ține de vacanța posturilor de judecători, în instanță, fapt care afectează, vrând nevrând, foarte mult calitatea actului justiției.
Trebuie să vă spun acest compartiment că vorbim de rezina, dar nu este rezina unica instanță, unicul sediu al instanțelor din țară, în care s-a atestat în ultima perioadă un mare deficit de cadre. Au fost situații când în instanță a activat un singur judecător, adică eu, după care rând pe rând s-a suplinit, iată, în măsură de 60-65% s-au suplinit posturile vacante. Mai este nevoie de încă 2 judecători în instanța din Rezina. Dincolo că până la reformă, în instanța aici au activat 6 judecători, care în ultima perioadă de timp, tot mai greu și mai greu, începeau să se descurce, da, să se facă față. Și au părăsit sistemul. Da, e și aici o... Ar fi și alte detalii de pus la... Nu putem să spunem că l-au părăsit în afara reformelor. Cred că s-au făcut niște mișcări în sistem care au provocat această plecare. Au bunii părți dintre judecătorii de la Rezina. Cred că da. Bineînțeles, nu cunosc motivele personale ale fiecăruia, dar cu siguranță știu că o bună parte din ei au plecat inclusiv pe motive de sănătate. Aceasta s-a datorat volumului mare de lucru, s-a datorat modificărilor recente operate la legislații care impuneau un mai mult efort, mai mult timp și care, punând pe cântar cu beneficiile pe care le-ar fi obținut plecând în demisie, au ales să facă acest lucru. Și fost ministru al justiției, fost președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, recent la o conferință unde se prezenta un raport de alternativă de implementare a acordului de asociere, spunea că, de fapt, vorbind despre reforma justiției, foarte puțini își pun întrebarea despre un aspect foarte important, care nici nu este stipulat în lege, desigur, dar el se întreba cine și câți dintre acești evaluatori se gândesc la faptul care este, de fapt, starea de spirit în domeniul justiției. Și odată ce dumneavoastră ne spuneți că da, cei judecători care au plecat și pe motiv că era un volum mare de lucru. Cum este o zi de muncă astăzi pentru dumneavoastră, pentru cei actuali judecători? Bineînțeles că iarăși nu pot să mă refer decât la mine și poate parțial la colegii mei, deci din Rezina, dar vreau să vă zic că avem un volum de lucru foarte mare care practic ne împiedică să ne vedem și în familie, să beneficiem de acel timp liber pe care trebuie să-l acordăm copiilor. Cât durează o zi de muncă? O zi de muncă... Durează cât prevede legea sau...? Nu. O zi de muncă nu durează cât prevede legea. Pot să vă zic că o zi de muncă, ceea ce nu ar trebui să se întâmple, de fapt, la noi în instanță, durează de la 8 până la 17 doar în sala de ședințe. Dar nu trebuie să uităm de faptul că pe lângă a efectua lucruri în sală cu justițiabilii, judecătorul trebuie să adopte hotărâri, să ia decizii. Ori aceste decizii urmează să fie motivate, adoptate, gândite, chipzuite după program. Pentru că este imposibil, ținând cont de volumul de lucru. Vreau să vă redau la acest aspect că personal dețin în această instanță și atribuțiile judecătorului de instrucție și atribuțiile organizatorice ale instanței, ceea ce în plus necesită un efort și necesită timp pentru a putea supraveghea, ține la control toate aspectele legate de aceste atribuții. Vă întrebam și așa și nu mi-a spus, câte ore atunci munciți pe zi? Pe ca să înțelegeți, mă simțeam fericit când veneam la ora 9 sau la ora 10 seara acasă. Au fost situații când instanța a fost închisă și la ora 11 noaptea și la miez de noapte. Ca să mă vreau că au fost situații, cu toată modestia vă spun, când instanța nu a fost încuiată. S-a lucrat toată noaptea și asta nu a fost un singur caz, dar am încercat astfel să fac față lucrului, poate provocărilor, am încercat să mențin
bună imagine, bunul curs a justiției făcut până acum de către colegii mei în Rezina. Pentru că nu trebuie să uităm, în 2010 se pare că instanța de Rezina a fost desemnată drept cea mai bună instanță din Republică. Și le-am promis colegilor că voi încerca să mențin această bună imagine a instanței. Vom încerca, inclusiv colegi, pe atunci eram tânăr când le-am promis, eram singur, dar între timp... Dar vorbiți acum despre acest efort personal doar a dumneavoastră sau și colegii dumneavoastră se mai întâmplă să se rețină peste program? Sigur că da, și colegii. Și colegii, avem un volum foarte mare de lucru. Am văzut declarația de avere a dumneavoastră și de interese. Aveți un salariu de circa 16.000 de lei pe lună. Da, cam așa. Și o indemnizație de circa 2.000 de lei pentru îngrijirea copilului pe care primește soția dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă vă motivează acest salariu, în ce măsură îl considerați unul decent pentru munca de judecător? Știți, o să vă spun, o să încep un pic din altă perspectivă. Deci eu, venind în funcția de judecător, am plecat din cea de procuror, imediat înaintea reformei procuraturii, când se cunoștea deja, era pe ultima sută de metri, că va avea loc această reformă, va fi implementată și care îmi asigura în funcția pe care o deținem atunci un salariu nu mai mic de cel pe care îl aveam când am acces în funcția de judecător. Dar nu a fost salariul cel care m-a motivat să plec din procuratură și să acced în funcția de judecător. Vorbind despre... dacă mi-ajunge sau nu acest salariu mie și familiei pentru a mă întreține, cred că este corect să zic că este un salariu decent. Și o să vă spun de ce. Sigur că nu este suficient, sigur că este un salariu nu foarte mare, dar raportat la salariile pe care le primesc alte, medicii, învățătorii, alți funcționari, să zic așa, cred că ar fi corect să spun că este un salariu decent. De ce nu vin judecătorii în sistem, în opinia noastră, cum credeți? Probabil mulți dintre potențialii colegi aleg să concureze pentru posturile vacante care se dau în Chișinău și în preajma Chișinăului, adică în zona de centru. Considerând că Rezina este oricum o provincie, da, mai îndepărtată, deși ultimii colegii mei, cei doi colegi pe care i-am în prezent, judecători, venind pentru prima dată la Rezina, s-au convins de faptul că nu este cea mai rea opțiune. Avem condiții foarte bune la Rezina, avem dotare bună, avem fiecare birouri, săli de judecată dotate și, de fapt, cred că trebuie să vină să sondeze întâi terenul și se vor convinge că este posibil. În ultima perioadă, cunosc că s-au anunțat, deci chiar la, se pare că la ședința trecută, nu cea de astăzi a Consiliului Superior Magistraturii, a fost anunțat concurs pentru aceste două funcții de judecător la noi în Rezina. Așteptăm doar ca doritorii să-și manifeste intenția să fie acceptați de CSM și ulterior numiți de către președinte în aceste două funcții. Reforma justiției a adus și această hartă judiciară la care ne-am ales cu cele 15 instanțe. Instanța din Orhei este cea ierarhic superioară, deci este o instanță din care face parte și Rezina, da? Sediul Rezina. Cu sediul în Rezina. Cum s-a răsfrâns această hartă, de fapt, asupra calității actului justiției, asupra eficienței muncii de judecător? Ce v-a adus nou în activitatea de judecător? Vreți să întrebați ce ne-a adus nou bun? Nu știu. Dumneavoastră să ne spuneți. O să fiu sincer cu dumneavoastră și o să vă spun că, vorbind de Rezina, cred că a fost un eșec. Mai degrabă, faptul că Rezina a fost inclusă în judecătoria, ca sediu în judecătoria Orhei. Și o să vă explic de ce. Întâi de toate, Rezina este și a fost tot timpul o instanță
cu un volum de lucru suficient de mare. Supraîncărcat? Supraîncărcat, bineînțeles. Vorbind din punct de vedere teritorial, avem localități foarte îndepărtate de centrul raional, care implică atât privind din perspectiva oamenilor simpli, justițiabilor simpli, cât și a organelor de poliție, dacă doriți, asigurarea prezenței la ședințele de judecată. Mulți din ei refuză anume din motiv că sunt îndepărtați și ședințele de judecată ar urma să fie fixate doar până în prima jumătate a zilei, pentru că le creează disconfort legat de cea de-a doua jumătate. Deci asta ar fi un aspect. În afară de acest aspect, trebuie să ținem cont de faptul că Rezina deține un penitenciar. Și acest penitenciar este unul nu cel mai simplu, vorbind de categoriile de deținuți care se dețin în acest penitenciar, de unde zilnic aproape parvin plângeri, suficient de multe, mai ales în contextul ultimelor modificări, și care, în condițiile în care sediul din Rezina ar fi transferat la sediul central al judecătoriei Orhei, deci în Orhei, pe lângă faptul că și Orhei deține penitenciarul din Mărănești, deci ar implica destul de mari costuri și cheltuieli pentru a asigura prezența persoanelor deținute la instanță. În prezent, instanța deci, din Rezina, la judecătorul de instrucție, adică eu, petrec unele ședințe chiar în incinta penitenciarului, având în vedere că modificările legislației permit acest fapt, iar mai recent am văzut că s-a început implementarea și sistemului de teleconferință de petrecerea acestor ședințe. Dar oricum... Ați avut așa ședințe? Nu, am văzut că în sediul central, deci în Orhei, s-a implementat acest sistem. La noi încă nu s-a implementat, probabil inclusiv din acest considerent. Să vedem. Dar oricum, trebuie să mai ținem cont și de faptul că în cadrul instanței din Rezina a activat și judecătorul de Râbnița, de stânga Nistrului, bineînțeles, și în prezent, deci instanța recepționează foarte multe dosare cu justițiabil de cealaltă parte a Nistrului, adică din raionul Râbnița. O încărcătură mare pentru... Da, și să știți, iată, după ce a început deci, implementarea reformei, CSM-ul a convenit, deci prin regulament, că dosarele vor fi examinate în acel sediu în care sunt depuse. A fost acest fenomen și în instanțele din Chișinău, în sediile din Chișinău, unde justițiabile și alegeau singuri instanțele. Acest fenomen s-a observat și la noi în judecătoria Orhei, deci având noi în Rezina unele dosare din raioanele alăturate, Telenești sau Șoldănești, care intră în area de competență a judecătoriei Orhei. Și acesta este iarăși un aspect pentru că nu s-a, deci și reforma s-a pretins a se implementa inclusiv în vederea uniformizării sau echilibrării, să zic așa, volumului de lucru pe judecători. Nu a fost tocmai așa. Trebuie să vă zic că, de exemplu, în anul 2017 personal am avut un volum de lucru foarte mare care a... Câte dosare ați examinat? Deci s-a soldat cu emiterea mai mult de 1200 de hotărâri. Doar hotărâri emise, doar hotărâri. Dosare... Dincolo de dosare. Cred că am avut în jur de 3000 de dosare în gestiune. În 2018 am avut hotărâri mai mult de 1600 și cred că și vreo 40. Deci iarăși, puteți doar să hotărâri. Faceți o concluzie cât timp liber are un judecător la Rezina. Nu știu dacă sunt în drept să spun eu, dar vreau să ne spuneți dumneavoastră atunci care este calitatea actului justiției în această situație? În ce măsură suferă sau nu? Bineînțeles, calitatea actului justiției suferă. Suferă pentru că uneori ești presat de termen, trebuie să recunosc că au existat și plângeri în organele ierarhic superioare, deci se creează un disconfort justițiabililor,
pentru faptul că nu sunt respectați întru totul termenii de judecare a cauzelor. În toate domeniile. Vorbim de penal, vorbim de civil, vorbim de judecători de instrucție. Dar dacă dumneavoastră îți face o comparație până la aplicarea acestei hărți și după, putem să spunem că s-a dublat numărul, ce număr de dosare erau pe an anterior până la aplicarea acestei reforme? Îmi vine greu să spun ce număr de dosare... Ca să înțelegem cât de mult a crescut. Este cu 500 de dosare mai mult sau s-a dublat sau triplat? Nu, cred că e puțin spus s-a triplat. Cu siguranță. Și mai mult. Mai mult decât 3 ori a crescut numărul dosarelor. Deseori auzim că judecătorii în foarte multe cazuri sunt au decizii de partea procurorilor. Dacă ați compara situația la nivel național și la nivel regional, cum este? Pentru că trebuie și noi să înțelegem. Ar trebui acest lucru să ne alarmeze? Trebuie să înțelegem că judecătorul este un arbitru. Deci, nu întotdeauna poziția judecătorului trebuie să coincidă cu a procurorului sau cu a părții adverse. Pot să vă spun mai mult, am făcut cunoștință recent cu rapoartele de activitate ale procuraturii, am rămas oarecum surprins asupra faptului că doar 1,8% din dosarele expediate în instanță s-au soldat cu sentințe de achitare. Nu vreau să zic că este bine sau rău, dar cunoscând practica altor state, în jur de 8-10% de achitări e ceva normal. Ori la noi, având 1,8%, ar trebui să ne ridice un semn de întrebare. Dacă e să vă zic despre rezina, pot să vă spun că... Este tot așa situația? Este un număr mare de cazuri când instanța are aceeași sau aproximativ aceeași? Nu. Încerc să fiu obiectiv și probabil inclusiv în acest considerent, anul trecut s-a soldat cu... Adică am emis un număr, să zic așa, relativ mare, nu știu dacă este corect să spun mare, 8 sentințe de achitare. Și așa am văzut eu lucrurile. Nu neapărat a trebuit să țin cont că așa doresc procurorii. Deci eu am judecat... 8 din câte cazuri? Cred că au fost, să zic, în jur de 150 de sentințe. Se consideră un număr mare în comparație cu alte instanțe? Probabil. Probabil. Deci, dar în comparație cu alte instanțe de pe Republică, s-a considerat un număr mare. S-a vociferat rezina și pare mi se un geniu. Cum că ar avea un număr exagerat de mare de achitări. Da. Nu mă sperie acest lucru, repet, încerc să fiu obiectiv. Până la urmă sunt instanțele ierarhice superioare care se vor expune dacă este corect ce așa cum am procedat eu sau nu. Spuneți-ne, vă rog, actualul sistem de evaluare a integrității judecătorilor este pus în aplicare sau este doar pe hârtie? Cred că este doar pe hârtie. Cunoașteți judecători care au trecut la poligraf? Nu cunosc. Nu cunosc. Sau vreo judecători... alt test de integritate? Nu. Deci nu cunosc judecători care au trecut testul poligraf. Nu știu dacă posedăm până în acest moment un poligraf. O echipă de experți, poligrafologi. Până la urmă, nici avertizorii de integritate nu au fost puși în funcții, să zic așa. Nu s-au activat în regiuni? Nu s-au activat. Cred că... Dar puteți să ne spuneți dacă vi s-a propus dumneavoastră favoruri sau alte propuneri în schimbul unei influențe asupra decizii pe care veți lua-o? Da, mi s-a propus. Bineînțeles că le-am cum refuzat. Arată o asemenea propunere? A venit din partea politicului sau din partea cetățenilor? Au fost și de o parte și de cealaltă. Am încercat să fiu obiectiv, am refuzat, am acționat
de maniera în care era necesar, am sesizat organele respective atunci când am fost încercat, să zic așa. Dar credeți că a fost o propunere ca să influențeze decizia noastră sau doar ați fost testat? Nu pot să știu. Deși una pot să vă zic că atunci când s-au întâmplat aceste provocări, nu dădusem niciun motiv nici politicului, nici oamenilor de rând că sunt o persoană care poate fi influențată de o așa manieră. Dar în general ați fost sunat, rugat, insistat să vă schimbați atitudinea pe marginea unor dosare vreodată? Și dacă da, poate nu ne spuneți nume, dar să ne spuneți cum a fost și care a fost reacția dumneavoastră. Am înțeles că cazul precedent se referea la un dosar dintre civil sau dintre... Era vorba de cetățeni. Era vorba dacă de să vorbim de putere, de, nu știu, de politic. S-a încercat și aici, dar am refuzat. Am aplicat legea. Dar ați fost odată am fost pus chiar în fața faptului și a trebuit să... Nu că să mă justific, dar totuși să primesc hotărârea așa cum consider eu necesar, dincolo de ce se invocă. Bănuiesc că nu o să ne dați nume. Sigur că da. Dar ați fost pedepsit, de fapt, pentru că ați refuzat? Sau au fost încercări de a vă pedepsi? Nu am sesizat acest lucru până acum. Am urmărit în presă anterior cel puțin două situații în care procurorii anticorupție au încercat de a vă intenta dosare pe marginea a două decizii luate dumneavoastră. Și am văzut că aceste colegiul disciplinar și plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins aceste argumente aduse de procurori. Ce a fost de fapt atunci? Nu știu dacă v-a solicitat cineva în presă reacția când s-a scris despre asta. Nu mi s-a solicitat reacția în presă când s-a scris despre aceasta. Nu știu dacă am așteptat o reacție. Dar ce a fost de fapt? Trebuie să știți că am început a vă spune cu faptul că ceva, că am plecat din procuratură. Și venind în sistemul judiciar, am plecat din procuratură. Și că am plecat din procuratură în justiție, nu pentru salariu mai mare. Cred că până la urmă a fost o răzbunare. S-a încercat, de fapt, o răzbunare care a eșuat și consider că despre acest fapt vorbesc și deciziile care au fost adoptate de către plenul Consiliului Superior al Magistraturii și colegii disciplinari care au dat dovadă de obiectivism, au judecat corect ceea ce de fapt s-a întâmplat sau poate nu s-a întâmplat, ca într-un final să nu dea curs solicitărilor procurorului general spre a-mi ridica imunitatea. Am înțeles. Dacă vreți să ne mai spuneți ceva, eu nu o să insist, dacă vreți să ne mai spuneți ceva la acest caz, rog să ne spuneți acum. Dacă nu, am o ultimă întrebare către dumneavoastră și gata. Vă rog. Cred că o să încerc să mă detașez de aceste cazuri. Nu mi-au lăsat o impresie prea bună. Mai vorbim de inclusiv de familie, de rude. Decât s-a încercat o imagine nefastă a mea în societate, dar până la urmă cei care au urmărit și au interes să urmărească ce s-a întâmplat cu adevărat, sunt publici toate hotărârile ce vizează aceste cazuri. Le pot urmări, le pot găsi în internet. Deci acum judecătorii care au venit în sistem, primii 5 ani sunt unii speciali pentru cariera de judecător. Următorii, după acești 5 ani, să înțeleg că mandatul se rămâne până la pensionare, pe viață. Până atinge plafonul de vârstă. Da. Cum ați aprecia dumneavoastră și dacă credeți că, iarăși opinia dumneavoastră, că alegerea directă de către cetățeni a judecătorilor
ar aduce în sistem oameni mai curați și mai integri? Cred că se impune la acest compartiment, în primul rând, dorință. Se impune, poate, în ultimul rând, suficientă voință politică. Și un lucru, cred că cel mai important, este ca oamenii să se informeze, să fie bine informați și să, ca să poată să discearnă corect în alegerea judecătorul, dacă vorbim despre legea... Dar este aplicabil popular pentru Republica Moldova azi în asemenea sistem? La această etapă, cred că nu. Ține și de capacitatea publicului, cetățenilor sigur de, că a, da, de a se informa și vota. Sigur că da. Ceea ce urmărim în alegerile parlamentare și locale și prezidențiale mai nou. Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți la emisiune, pentru că eu cunosc care sunt reacțiile judecătorilor în general în regiuni. Sunteți al doilea judecător care a venit în acest studio. Sper să avem mai mulți judecători care să dorească să se exprime, să-și expună poziția vis-a-vis și de reforma în justiție și de problemele cu care se confruntă. Cred că astfel putem să ajungem și la un public mai bine informat despre care spuneați și dumneavoastră și la niște rezultate mai frumoase în reforma justiției. Mulțumesc încă o dată, domnule Mulțumesc Negrean. Mulțumesc și pentru invitație. Stimați respectatori, vă reamintesc că ați urmărit Așa cum este, împreună cu expertul IDIS Viitorul Viorel Părvan, expert juridic la IDIS Viitorul, și cu Igor Negreanu, judecător la instanța din Orhei cu sediul în Rezina. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă în continuare, la revedere.